Domnul profesor Moraru, ce mai face atelierul dumneavoastră special de fizică, profesorul care predă fizica cu furtunurile, cu instalațiile? Ce mai fac în mănăstire în Iarați? În mănăstire și în Râșca. Ce se mai întâmplă? Îmi pare rău, laboratorul nu mai există de câțiva ani. De ce? Nu mai există pentru că administrațiile care au condus școala așa s-au gândit că nu mai trebuie laborator de fizică. Adică nu mai predați fizica sau nu mai predați practic? Eu o predau fizica, dar o predau numai cu creta acum. Deci acum ați trecut la formule, la tablă? Numai cu creta. Întotdeauna am lucrat cu formule pentru că formulele mi le exprimam și mi le extrageam din practică. Bun, dar v-am cunoscut chiar aici, în Parcul Central, în Cluj, unde le explicați elevilor cum funcționează o grămadă de principii din fizică. Le arătați parcă nu, electricitate, gravitația, izbucul. Cum le mai explicați astăzi? Obiectivul meu din tot, de când am pășit în școală, a fost acesta, să fac fizica pe înțelesul elevilor. Pentru că nu se poate lua din aer, oricât ai vedea, eu pot să dau temă pentru o casă la copii, că nu o rezolvă nici într-un semestru o temă pentru o zi. Deci eu trebuie să, dacă mi-am ales fizica, nu pot să zic că e grea fizica și nu se poate învăța, nu se poate ști. Eu trebuie să am preocupări pentru ca să se poată învăța, să se poată înțelege. Cum v-a explicat conducerea școlii această decizie de a lichida, sau cum s-a întâmplat? Decizia școlii, eu n-am auzit-o, eu nu m-am văzut, era în vremea când în Râșca s-a lichidat laborator, era director. Când s-a întâmplat? Când s-a întâmplat? Era director în învățător. Eu nu eram în consiliul de administrație în urmă cu vreo 5 ani. Era un învățător cine? Director. Cine? Cum Toșa-l se cheamă? Toșa-l cheamă. Da? El încă trebuia să se formeze încă foarte bine ca învățător, nu să vie să conducă școala. Bun, iar dânsul a decis? A decis, în consiliul de administrație, nu știu cum a fost acolo, ce s-a întâmplat, pentru că eu am văzut izbucnind un foc la un container mare acolo și în focul acela îngrijitorii școlii erau îndemnați să ducă materialul didactic să-l aprindă. Deci ați descoperit că materialele dumneavoastră didactice ardeau deci ceea ce eu am construit, ceea ce eu aveam acolo instalat, ceea ce era funcțional, a fost aruncat în foc. Deci toate materialele dumneavoastră au dezvoltat o căldură, au crescut temperatura mediului cu câteva grade. De aici încălzirea globală, da. În cât timp ați pregătit aceste materiale? Aceste materiale le-am pregătit din momentul în care eu am pășit pragul școlii. Când se întâmpla? Asta se întâmpla în anii 80. Deci avem vreo 30 și către 40 de ani. Deci eu atunci am tot an cu an, zi cu zi, mi-am pregătit materiale pe care le-am organizat în așa fel încât laboratorul să funcționeze. Pentru că în vremea când eu eram elev, vedeam că eu dacă doream un experiment și ceream profesorului, spunea că și-a uitat cheile acasă sau că nu poate să-l deschidă, pe când la mine erau toate instalate pe pereți, copiii puteau pune mâna în pauză, în oră, și puteau fi văzute și să putea... Ați primit o explicație? Ați cerut explicații? Eu n-am mai... Dacă e Consiliul de Administrație sau Consiliul Profesor, nu știu cum se numește, unde acolo se decide, eu ce să fac? M-am uitat și eu la foc un pic și... Ați simțit ceva special atunci? Păi cum să nu simt acum când eu aveam cu ce ieși în public? Și numai că ieșeam în public, la experimentele mele, la unde expuneam eu, erau cei mai buni elevi din Cluj, veneau acolo. Am avut olimpici în jurul meu, dumneavoastră ați văzut că ați făcut cronică. Erau elevi din Racoviț, erau elevi din Tiberiu Popovici, erau studenți de la Politehnică, unde eu stăteam în continuare acolo și pe ceea ce eu prezentam, că ați vorbit despre formulele dumneavoastră, că eu, deci formulele de acolo vin, deci eu am stat și dezvoltam și scriam pe scânduri, pe materiale care le aveam eu acolo, dezvoltam și lămuream și fizic tot ce se întâmpla acolo, deci lumea pleca acasă cu lucruri înțelese. Ce au spus elevii, părinții? Da, după dispariția acum, în mediul rural, acum nu știu cât știu părinții, dar un lucru aș vrea să-l știți, și că acestea au fost de foarte, foarte, ce am pregătit eu acolo și ce a funcționat acolo, a fost de foarte mare ajutor
comunității locale de elevi de acolo. V-ați gândit să refaceți acest atelier practic? Cum spuneți? V-ați gândit să-l refaceți? Adică dacă v-ați gândit să-l refaceți, v-ați gândit în ce loc s-ar putea face acest? Eu să știți că nu pot să zic nimic despre inspectorat, am vorbit cu doamna inspector de fizică, haideți să facem cumva, am zis, și să ocrotim și să păstrăm aceste materiale, că uitați-vă, sunt foarte necesare, copiii de aici se susțesc foarte bine fizica. Eu vă spun acum de elevi. Și inspectoratul v-a dat vreo speranță, vreo idee? Nu putea să facă inspectoratul, cred că nimic, nu știu, nu cred că putea să facă. Doar să mai lucrați la... Lucrez. Și ați renunțat la partea practică, deci în continuare vi se pare elevii la fel de interesați? Sunt însușați aceste principii ale fizicii? Haideți să vă spun ceva. Puteți să contactați, dacă vreți, pe absolvenții care au făcut fizică cu mine. Au venit în Cluj la mate fizică. La doamna Tomescu erau numai râșcanii mei la tablă. Deci anul 1, anul 2, anul 3, ăsta e mare minune, pentru că cu câți absolvenți am vorbit eu despre cum s-a învățat fizica și cu ce fizică s-a plecat din Râșca, din Mănăstireni, toți mi-au spus că cel mai mare handicap în învățământ l-au avut la fizică. Pe când, după ce eu m-am ocupat de această disciplină, a fost îndrăgită, s-au putut folosi de ea, nu a trebuit să iasă fizicieni toți sau ingineri toți, dar foarte mulți ingineri au ieșit, foarte mulți elevi au ajuns ingineri, dar la cei care n-au ajuns le-a folosit foarte mult materia aceasta, pentru că în liceu nu au avut niciun fel de problemă. Încă le-a ridicat nota, le-a ridicat media ca să poată accede la bursă. Ați cronometrat cât a durat acel foc aspru? A durat cam vreo 4 zile, până s-a ars bine tot. Deci a fost un foc, erau sărbători, ceva? Focurile se fac de regulă... N-am putut să înțeleg. Înseamnă că ați avut un atelier foarte extins? Sau n-au fost doar materialele noastre? Atelierul a fost mai puțin atelier, a fost laborator. Poate că atelierul, cum duceți dumneavoastră, eu l-aveam într-un colț acolo, o masă, o menghină, ce deci au ars mai pregăti. Multe... Deci au ars materiale didactice, au ars. Au ars... Deci tot ce era în școală... Până în altă parte nu era, era la fizică și la chimie, material didactice. Care era scopul? A fost modernizată școala? A fost ceva lucrare? De ce atunci dânsii au considerat să arunce în acest? Râșca, să ajungem dacă este timp până la capăt, în Râșca era o școală veche, dar foarte bine construită, solidă, zdravănă, cu săli multe, dar nu știu cum, prin ce demersuri, s-a făcut o școală nouă. Asta e bine. E foarte bine că s-a făcut școala aia nouă, dar să vedeți numai ce s-a întâmplat. Era loc pentru școala nouă, un loc mult mai bun decât cel în care s-a amplasat acum școala nouă. Era loc mult mai bun decât acela. Dar ca să o poată pune în locul în care ei au fixat Consiliul de Administrație, nu știu cine a fost pe acolo, primării, s-a stricat vreo 4 sau 5 săli de clasă din școala veche. Deci s-a intrat cu buldozerul, deci deci practic spațiul în care funcționa laboratorul de fizică a fost nu, spațiul acela nu, dar acela există și acum, dar s-au stricat alte spații. Păi și cum de-au ajuns materialele dumneavoastră? S-au aruncat înainte, nu știu cum s-au aruncat. Deși încăperea n-a fost... Încăperea nu. Doar materialele. Eu am insistat numai așa în colectivele noastre cu amicii, cu colegii care puteam să mai comunicăm, că v-am spus că nimeni nu comunică cu nimeni, numai se execută. Am insistat, haideți să nu dărâmăm școala aceasta, să o lăsăm așa cum e, că eu am și foarte multe picturi, numai vreo 400 am vândut. Eu mă ocupând cu fizica, despre culoare le am ideile de la Newton, despre
mă ocup cu descompunerea luminii, eu mă ocup cu umbră, eu mă ocup cu probleme legate de umbră și penumbră mai mult decât se ocupă cei de la artă plastică. Deci în cursurile care le, în lecțiile pe care le predau eu. Cam cât timp credeți că veți mai preda? Sunteți în apropierea pensiei? Dacă putem să ducem ideea până la capăt. De ce perioadă discutăm până la pensie? Discutăm vreo 4 ani. Credeți că puteți reface acest atelier cu care ați devenit celebru, acum vreau cunoscut? Să, poate că dumneavoastră care mă puteți înțelege, că, nu știu, sunteți iubitori și de parte experimentală, tehnică, științifică, vreau să vă spun că am insistat mult să nu se dărâme școala aceea, pentru că erau atâtea... Am înțeles, din păcate s-a întâmplat. Eu acolo puteam să-mi... Dacă n-avea ce face cu spațiile, că eu am fost director o perioadă de timp și eu nu m-am construit, dar nu m-am gândit să dau nimic, nu m-am construit. Am făcut o baie acolo, cu mijloace proprii, cum am putut, cum nu aveau colegii europene în vremea aia, până în 2000. Am înțeles, s-a întâmplat. Credeți că se poate reface acest... Vă rog să rețină treaba aceasta. Acolo, dacă ei țineau spațiul acela, puteam să avem și noi, mediul rural, un fel de club al copiilor, un palat al copiilor. Într-o sală, eu să am... Ați avut o discuție, ați propus cuiva acest lucru? Eu să am, cum îi spune, eu să am experimentele mele frumos așezate, funcționale, copiii puteau să intre, să apese butoane, să vadă exact ce capitol din fizică interesează, acolo să insiste. Iar cu lucrările puteam să am o expoziție constantă. Da, adică salonul acela să existe, iar eu să schimb periodic lucrările. Asta e mare minune ca să ai într-un mediu rural, să ai galerie. Am înțeles. Nu s-a uitați întâmplat. Cât de greu s-a făcut galerie Andeș, de către profesorul... Am înțeles, nu s-a întâmplat. Credeți că puteți reface acest atelier, acest laborator? Mai aveți acest obiectiv sau ați renunțat? Insist acum să vă mai spun ceva. Eu am ținut foarte mult ca mediul rural să întâmple și în mediul rural ceva. Foarte mult am să întâmple ceva cultural. Chiar de asta eu am avut o expoziție despre care s-a televizat, s-a vorbit la radio, s-a scris în presă, într-un magazin. Dacă n-aveam unde, știți? Dar acum, având atâtea lucrări, puteam să le depozitez frumos și orele de artă plastică să puteau face foarte frumos în expoziția pe care eu gândeam să o fac. Și